ce am tradus eu, și să nu ratați volumul 2 și volumul 3. Știți cum e în cărțile astea mari, autorul și traducătorul sunt la început, în primul volum, Fructașul crimelor în volumul 3. Probabil că nu întâmplător, dar am citit și am în bibliotecă mai multe cărți ale lui Brett Steiger și ale soției lui și, mă rog, în engleză, pentru că sunt niște persoane care scriu de foarte mult timp și scriu bestsellere. Îndemnul pornește dintre coperte către dumneavoastră. Noi nu facem altceva decât să fixăm niște idei, parcurgând într-o oarecare măsură, prin experiența fiecăruia dintre noi, parte din elementele descrise în această enciclopedie. În acest univers dual sunt cel puțin două categorii de gânditori. Unii pe care îi numesc generoși, care știu, își explică și dau sau transmit mai departe această cunoaștere. Unii care știu și își explică, dar care nu dau mai departe, prezervându-și o putere care vine din informație. Și astfel rămânem în dualitate, unii stăpânitori, alții sclavi. Cred că un intelectual, până la urmă, trebuie să rămână viu. Acum, dacă el este mort și nu-și dă seama, rămâne doar un fariseu.